Hei, dovlecei, vă pup și vă pup! Bine ați venit în noua noastră casă! Hai că ne vedem în casă nouă! Ne vedem, vă așteptam cum îl așteaptă copiii mici pe Moș Crăciun. Când ați decis că e timpul să vă mutați? În urmă cu 2 ani, când am rămas însărcinată, mi-am dat seama că avem nevoie și de o cameră pentru copil. Ne-am dorit să avem o bucătărie destul de colorată. Cine mă cunoaște de mult știe că în apartamentul trecut aveam un frigider roz. De data aceasta am luat unul verde mint. Nimeni nu se aștepta să renunț la frigiderul roz, dar iată că am făcut-o. Ați simțit că trebuie să faceți vreun compromis pe parcurs? Sincer, la apartamentul acesta nu mi-am dorit să fac absolut niciun compromis. În vechea locuință făcusem câteva compromisuri și am spus de data asta vreau să stau în casa visurilor mele. Cum arătau casele în care ați locuit de-a lungul timpului? Sincer, din punctul meu de vedere, nu arătau exact cum mi-aș fi dorit eu. Doar de câțiva ani am avut privilegiul să reușim să stăm într-un apartament exact cum visăm. Nici nu puteam alege unde, cum arată casa, deoarece majoritatea timpului am stat la închirie. Chiar când ne-am cunoscut prima oară, eu stăteam în chirie, într-un apartament cu o cameră. Ce impact au avut asupra voastră? De exemplu, înainte să-l cunosc eu pe Alex, locuiam cu părinții mei în prelungirea Ghencea și impactul pe care îl avea asupra mea era faptul că întârziam de fiecare dată minim o oră la fiecare întâlnire, pentru că aveam impresia că stau în capătul lumii. Și atunci am zis că întotdeauna o să am casă doar în centru. E un obiect care v-a însoțit peste tot în toate mutările astea? Singurul obiect pe care l-am luat cu noi din vechiul apartament este acel suvenir pe care Alex mi l-a adus cadou la prima noastră întâlnire. Dar l-am întrebat ce înseamnă pentru tine acest obiect și el mi-a zis că reprezintă un om care îl trage pe celălalt om după el, indiferent de ce s-ar întâmpla în viață. Ce anume v-a inspirat în decorarea apartamentului? Cât e amprenta voastră și cum au contribuit specialiștii în design? Noi suntem fani ai regizorului Wes Anderson, adorăm filmele lui și toate culorile din casă se regăsesc în acele filme. Cred că amprenta mi-am pus-o eu în jur de 70% și specialistul cam 30%. Și Alex? Eu doar am pus în practică ce am vrut să zic. Da, da. A fost soțul perfect care știe că... Am găsit soluții la orice. Exact, da. Este foarte priceput, Alex. Acum că v-am prins pe amândoi, cum v-ați descrie casa în câteva cuvinte? O casă colorată, veselă și luminoasă. Aveți într-adevăr o casă de poveste. Vă vedeți locuind aici până la adânci bătrâneți? Nu. Nu ne dorim să locuim aici până la adânci bătrâneți. Planul nostru este să stăm aici 3, maxim 5 ani și apoi să ne mutăm în Cotroceni. Ăsta este visul nostru. Ne povestiți cum a fost despărțirea de celălalt apartament? Inițial am crezut că nu o să-mi fie deloc dor de vechiul apartament, dar când am intrat ultima dată în el, a început să plângă. Mi-am luat la revedere, am intrat în fiecare cameră și am zis la revedere, la revedere, la revedere, că asta atunci am început să plâng. Pentru tine, Alex? Pentru mine a fost foarte ușor. M-am despărțit foarte ușor de el, deoarece mă plictisisem de tot ce era în apartamentul ăla. Și eu mă plictisem de apartament, dar nu de amintirile din apartament. Cum s-a desfășurat procesul ăsta de decorare, plan versus realitate, cu bune și cu rele? Socoteala de acasă nu se potrivește cu ce găsește în târg. A durat în jur de 6 luni să amenajăm apartamentul și din punctul meu de vedere tot nu este 100% finalizat. Am întâmpinat foarte multe probleme, de exemplu în living cred că am schimbat culoarea de 3 ori. Alex a găsit până la urmă aici culoarea perfectă. Baie, da, aici era o baie pe care a trebuit să o dărâmăm. Mi-am dorit foarte mult să am și câteva piese de mobilier retro în casă. A fost foarte greu să găsesc în România, așa că am găsit în Cehia. De exemplu, acest bufet superb este cumpărat din Cehia și recondiționat. Este de la 1946 și îl ador. Pus în locul unei băi dărâmate. Și acest bufet de sub televizor este cumpărat tot din Cehia, tot retro, este de la 1960. Cum a fost procesul de mutare cu un bebeluș? A
fost destul de greu și anevoios, mai ales că bebe e destul de mic, are doar câteva luni și ne-am străduit să nu îl afecteze atât de mult mutarea asta, să nu o simtă ca pe, nu știu, ca pe o schimbare. Ca pe o povară. Da, cum am simțit-o noi câteva luni. Exact. Aici este camera lui Nor Fermecător. Am pus pe tavan tapet cu nori. Lustra am vrut să fie un nor, nu am găsit neapărat un nor, dar cred că seamănă cât de cât cu un nor ce am găsit. I-am pus jucăriile acestea de pluș foarte drăguțe pe pereți, o canapea foarte joasă de pe care să nu cadă. Decorul e foarte sugestiv. Care e povestea alegerii numelui nor? Probabil ați văzut prin oraș pe mulți pereți scris privește cerul. Ei bine, artistul care scrie privește cerul, am auzit o poveste cum că el ar avea un băiețel nor și am auzit povestea asta acum foarte mulți ani și atunci am spus, Doamne, este cel mai frumos nume din lume, dacă voi avea vreodată un băiețel, o să-l cheme Nor. Aceasta este povestea. Haideți să vă arăt și baia lui Nor. Aceasta este băița lui. Am auzit de la prietene care au copilași mai mari faptul că la un moment dat copiii nu vor să mai facă baie. Este un challenge să-i bagi în baie. Eu am anticipat acest moment și am făcut o baie care să arate ca o piscină. De-aia am folosit culoarea bleu, am folosit acest tapet cu înnotători, iar dacă o să fie vreodată un moment în care Nor o să refuze să facă baie, îi spun, iubire, dar noi mergem la piscină, suntem în vacanță aici și atunci sper să-l conving să facă baie. Cum vă împărțiți treburile în casă? De exemplu, mie nu-mi place deloc să spăl vase, iar Alex face asta. Iar lui nu-i place să spele haine și să le întindă și fac eu asta. Iar mâncarea pentru toți trei eu o fac. Da, mie nu prea îmi place să gătesc. Nu că nu-mi place, nu mă pricep. Vezi ce mai mult să-i fac mâncare lui Nor. Da. Care este locul tău preferat din casă în care îți place să te relaxezi și să te încarci cu energie bună? Locul meu favorit din casă, încăperea pe care o ador, este baia dormitorului nostru. Îmi place foarte mult culoarea, pentru că este roz, iar roz este culoarea mea favorită. Îmi place mult și marmura asta care seamănă cuarț roz și am impresia că sunt înconjurată de cristale. Și evident ador iluminatorul, mi se pare superb să ai geam în baie și lumină naturală. Și bineînțeles tapetul. Haideți să vă duc acum și în dormitor. Din baia dormitorului pășim direct în dormitor. Nu este un dormitor foarte mare, avem aici doar patul și dressing-ul lui Alex. Inspirația pentru amenajarea dormitorului ar fi Mexicul. Noi am fost în Mexic și am rămas impresionați, atât de impresionați încât Alex a întors în România și și-a deschis o tacherie. Așa că am adus Mexicul și la noi în dormitor, nu doar în restaurantul lui Alex. Care este locul în care vă petreceți cel mai mult timp în familie? Cel mai mult timp îl petrecem în living. Și în dormitor. Da, Alex adoră să petreacă timp în dormitor. De când avem bebeluși nu mai dormim la fel de mult și cred că tânjește după somn, de aia adoră el dormitorul. Mie îmi place livingul pentru că este foarte luminos. Storia.ro a lansat cărticica de biniște. Un ghid complet al fericirii acasă. Da. La voi acasă, care e colțul cu cea mai multă biniște? Măi, cred că bucătăria, unde Alex face zi de zi preparate magice și aș mai zice eu camera lui Nor Fermecător, unde miroase a bebeluși. În ce zona acasei îți pregătești materialele pentru online? În toată casa. Din acest motiv, cred că a fost și Alex de acord să-mi pun eu mai mult amprenta pe decor. Știa că am nevoie de o casă în care fiecare colț contează pentru realizarea materialelor, așa că m-a lăsat să fac de cap. Și apropo de realizarea materialelor, aceasta este o altă cameră foarte importantă. Aici, de exemplu, îmi filmez tutorialele de machiaj. Aceasta este măsuța în care îmi țin toate produsele de make-up și skincare.
această oglindă roz și foarte frumușică mă ajută să-mi filmez outfiturile. Iar acesta este dressingul meu roz, în care se află toate hainele. Nu am vrut să fac un dressing deschis, pentru că nu sunt cea mai ordonată persoană din lume și am preferat să îl am cu uși. Ce credeți că spune stilul casei voastre despre voi? Bucurie. Bucurie, da. Ce le recomandați celor care plănuiesc să-și schimbe casa în 2022? Să aibă răbdare foarte multă. Da. Pentru că dacă nu au, atunci vor face compromisuri și nu se vor simți 100% fericiți în casă. Și să fie conștienți de faptul că socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg, mai ales din punct de vedere al bugetului. Înainte să încheiem vizita, sunt curioasă dacă la voi acasă este biniște. Nouă ni se pare că este biniște. Este. Acum trebuie să ne spuneți și voi, cei care ne urmăriți, cum vi se pare. Mulțumim tare mult că ne-ați primit. Și noi vă mulțumim, vă pupăm și vă pupăm. La revedere! Pa!